și când ra-ta-ta-ta. Bună ziua, domnilor și domnilor, eu sunt Marius de la Magic 5 și continuăm minunata serie care se intitulează 5 ani de Magic 5, 5 ani pe care o să împlinim duminică în 1 august și atunci o să filmăm live. Bravo, aplauze, aplauze, știe? V-am prezentat amintiri plăcute din anul 2016, ieri am avut amintiri minunate din anul 2017 și ne gândeam ce să postăm astăzi pentru 2018. Și după îndelungi căutări și revizionarea videourilor de la noi de pe pagină și râzând exagerat de cele mai multe ori, am ajuns la concluzia că pentru 2018 singurul moment important care merită menționat, pe lângă toți clienții noștri minunați cărora le mulțumim, care există alături de noi, singurul moment din 2018 pe care vreau să-l menționez este videoclipul lui Teddy, pe care l-am tras în 30 de minute, într-o dimineață, într-o joi, venind la muncă, fără ca el să știe, pentru o piesă minunată pe care el a făcut-o și pe care o să-l vedeți în 3, 2, 1... Hey. Yes, yes. Îmi place să pierd timpul, se vede. Și dacă pierzi timpul, timpul te pierde. Și uneori par inteligent și de fapt nu sunt deloc, asta țin secret. De ce mai scriu chiar acum? Mă gândesc, sunt aproape să închid fără să salvez. Și nu glumesc, n-am cu ce și nici nu vreau să te impresionez. Nu știu, se simte, simți, știi și nu mai auzi cuvinte. Cine tace, simte, cine vorbește, te minte. Nu am ales să fiu așa cum sunt acum și nu vreau, dar cred că știu ce crede, ce zice fiecare. Dar nu mă gândesc la asta, că doare, de fapt nu doare. Am înțeles cu timpul, ei îți filmează viața, tu ștergi clipul. Tu dormi în patul tău moale, la 40 de grade, caută răcoare. Caută să ajungi acasă, o să auzi ce vrei, dar știi că nu-ți mai pasă. Nu-ți pasă de vreme, de timpuri, de fapte, de vorbe celene. Nu văd pe nimeni, cum aș putea că nu sunt de acord cu mine. Pentru cine aude asta acum, e probabil din greșeală, pune ceva mai bun. Poate mă învârt în cerc, oricum nu contează, m-am săturat să încerc. Sper să nu mă auzi, dar lasă, mă consolez cu gândul că auzi și nu-ți pasă. Pom, pom. Pom, pom, pom. Ce zi astăzi, mă? Joi? Pam, pam. Dacă e joi, e setup. E setup de calitate, cum să zice. Da, și domnilor, avem un om care se uită la noi, probabil de Cosmin. Nu zice la nimeni ce am făcut noi aici, da? Îți pregătim ceva. Vorba aceea. Hai, pa.